Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Propun să începem și îți mulțumesc că ai spus da invitației mele, Ana. Cu mare drag. Iar prima întrebare este, pe cine admiri cel mai mult și de ce? Pentru mine e simplu, persoana pe care o admir cel mai mult este bunica mea. Iar motivul este că niciodată nu s-a lăsat dezamăgită sau copleșită de viața de zi cu zi, cu toate că a trecut prin foarte, foarte multe experiențe dure și îmi zicea că nu plângem, există tot timpul o soluție. Dacă, de fiecare dată dacă mă plângeam eu de ceva sau mi se părea ceva greu, nu există, nu pot, există, nu vreau. Și atunci dă-i și al doua vorbă pe care mi-a zis-o mereu și mi-a rămas în cap, e că singurul lucru pe care nu poate să ți-l ia nimeni este ce ai în minte. Și atunci învață, fii curios și așa reușești. Da. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Un obicei ar fi asta cu reciclatul. Reciclatul, dar reciclatul serios, adică până hardcore. La capăt. Da. Da, și e absolut fascinant să vezi cât de mult gunoi producem. Mai ales că noi avem și 4 pisici și un cățel, deci dacă ne luăm cumulat 2 adulți familia plus e mare. 5 bestiuțe care mănâncă și ele de sănătos pe zi, îți dai seama că faci o colecție semnificativă de ambalaje, cutii, clar, cartoane, tot ce îți poate trece prin cap. Dar când le vezi că sunt ale tale și produse de tine, începi să te simți un pic mai responsabil. Cel puțin un pic mai responsabil. S-a fost un obicei, o convingere pe care mi-am schimbat în ultimul an. Sau ani. Să nu mai fiu atât de dură cu mine. Să nu mai cred că totul trebuie să fie perfect. Totul trebuie să fie dus de mine până în detaliu detaliilor. Să mai ai din presiunea asta. Da, să mai puțin cu mitul eroului, hai să ajungem să fim oameni compleți și liniștiți și fericiți și să apucăm să ne mai și odihnim, să ne mai și plictisim. De ce nu? Da, pentru mine a fost un lucru extraordinar de important, să mă reajustez la mine, mm-hmm, da, după mm-hmm 10 ani de corporație. Da. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Empatia. Empatia pentru mine e ce stă la baza unui discurs și în contradictoriu constructiv. Dacă nu poți să te pui în pielea celuilalt, măcar un pic, o să fii mereu ori izolați, ori în relații antagoniste. Sau una de salvator și alălaltul de victimă. Nu. Nu funcționează. Nu funcționează și nu funcționează pe termen lung. Și empatia mi se pare cheia pentru a fi civilizați, până la urmă, în adevăratul sens al cuvântului civilizat. Empatie. Care e una din investițiile tale care a dat roade? În oameni. În oameni. Investiția în oameni este cea mai frumoasă pe termen lung și cea mai grea, cumva. Dar a da înapoi însemnând că dacă știi ceva, dacă ai energie, deci de la experiență pe care poți să o dai mai departe, dacă un om are un proiect, o organizație, o vis, o idee, care poate să fie în cadrul unei companii, în afara unei companii, că vrea să-și facă un blog sau... Deci toate dimensiunile posibile, până la a fi prezent. Dacă cineva, uite, apropo, pe Facebook vezi că cineva e trist sau din lista ta de prieteni sau e un pic în zona aia noir de, spune numai muzică, te tăiat venele,
dă și tu un mesaj și întreabă, băi, ești ok? Adică ai nevoie să ieși un loc cafea? Că tăcem împreună, nu trebuie să facem nimic, nu începe nimeni să te ia la întrebări, știi? Deci asta cu a fi prezent e extraordinar de important. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Tot încrederea în oameni. Multă lume zice că dacă îți dai timpul așa tuturor fără să îți iasă ceva și ție, nu știu, mult mai concret, mai repede, mai palpabil, îți pierzi timpul foarte mult. Tot timpul să o iei de la zero cu cineva nou. Uite cum suntem și noi acum, știi? Dar eu am fost crescută că încrederea se acordă și după aceea trebuie să-și păstreze persoana respectivă, nu se câștigă, nu ajungi la 10 puncte și atunci am încredere în tine. E de la din start. E din start și prefer să fie așa și poate că o să-mi iau țepe în viața asta, dar overall tot ești pe plus. Ești pe plus. Da. Sunt de acord. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Schimbarea climaterică? Ideea asta. Da, faptul că chiar avem un impact fiecare dintre noi asupra ceea ce o să vină. Adică gândește-te că noi ne plângem că e iarna mai dură sau vara prea cald, dar o să fie părți din pământul ăsta în care nu se mai poate trăi acolo. Și atunci oamenii aia ce o să facă? O să trăiască să vină undeva și pormă noi aici în Europa sau în state sau te plângi de emigranți și... Se întâmplă deci, cumva deja. Da, eu nu vreau să fiu apocaliptic așa, dar un Hunger Games in real life s-ar putea să ni se întâmple. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Mă plimb un pic. Te ridici, te plimbi un pic, tragi aer în piept, ies afară. Mie mi-e ușor că am grădină. Și atunci ies afară, trag suflet, pauză, te uiți un pic la cer și pe urmă te întorci. Funcționează? Da, de cele mai multe ori. Dacă fericire ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Dacă aș fi fericită, după aceea vrei să-ți găsești pacea, nu? Sunt multe... Cred că niciodată nu te oprești din a încerca să fii mai echilibrat, mai... Fericirea nu poate să fie o stare constantă așa de bliss, că atunci ne înălțăm cu toții, ne ținem de mânuțe și nu mai avem nimic de rezolvat. Cred că e importantă și acțiunea, știi? Fericirea ca prezență continuă, dar și ca outcome. Eu cred că oamenii sunt făcuți să și acționeze, să facă ceva, că de-aia suntem puși cu tot corpul nostru pe pământ, nu doar cu mințile noastre, știi? Ok. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Jocul Ender. Pe mine cartea aia m-a schimbat enorm de mult și trilogia m-a schimbat enorm de mult. Și uite că o trăim cumva. Eu eram mică când am citit-o și mi s-a părut așa relația, mai ales relația cu relația lui Ender cu sora lui și cu fratele lui, care erau la cele doi poli opuși, binele și rău. Și alegerile pe care trebuie să le facă și cum este cumva păcălit să le facă, mi se pare că e o carte de temelie pentru a înțelege mulțime de lucruri care ni se întâmplă cumva la scară mai mare. Aceasta ar fi. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Cred că frica cea mai mare era legată de trebuie să ai un salariu bun ca să trăiești în România.
Și mi-am dat seama că nu-ți trebuie chiar atât de mulți bani ca să ai un trai decent în România. Și te eliberează, știi? Dacă nu mai trebuie să stai tot timpul să te gândești în termen de job description, statut, vine cu mașină, nu vine cu mașină, dacă n-ai timp să faci nimic altceva decât să stai în trafic în drum spre birou și când pleci de la birou, la ce ți-e bun, adică încep să gândești lucrurile altfel. Și, na, uite, viața la țară de 3 ani se fac acum, chiar îți dă o altă perspectivă asupra lucrurilor când te duci la magazin și îți iei ouăle de la țărani și îți dă și rest, știi? Adică ai un oarecare șoc în valoarea banilor. Sunt foarte diferită oraș versus rural. Este. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Cred că am crescut accelerat. Deci am reușit să... ca oamenii să aibă încredere în mine suficient de mult, mai ales cei cu care am lucrat direct în companie. Dar asta vine cu un burnout, adică când... nu știu, la 27-28 de ani spune cineva titlul de senior advisor to the CEO, zice ok, bun, și la 30 ce fac, mă pensionez, adică e și o responsabilitate foarte mare care vine și cu o bucurie foarte mare că te face să te simți bine la orgoliu, n-ai cum să zici nu, dar în același timp vine cu extraordinar de multe provocări și e ca ultimul pas dintr-un joc, știi, e un joc mai degrabă de supraviețuire deșteaptă ca să ieși din toată povestea aia pe plus și să fii mai puternic la finalul ei. Cred că despre asta e cumva la final, că altfel... Da, dar trebuie să ajungi până acolo. Așa e. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Totul material? Nu-ți pierzi identitatea și skillurile pe care le ai. Tot spre oameni mă întorc. Spre oameni. Da, materialul nu mi-e frică să-l pierd de nicio culoare. Oamenii, din păcate, am trecut prin experiența de a-i pierde, deci... Tot spre oameni te întorci. Dacă e tot cu oameni te vindești, tot cu oameni devii și mai puternic, dar și mai echilibrat, știi? Spre oameni. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Nu te lua atât de mult în serios. Doamne! Eram foarte, foarte... sigură de realitatea mea, știi, de cum vedeam eu lucrurile, cum trebuie făcute și tot. Nu? Cred că cu ambiția vine un pic prea mult lucrul ăsta când ne luăm prea tare în serios. Trebuie să mai știm să facem și mișto de noi și să mai și greșim și ok. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Sinceritatea? Eu cred că sinceritatea la pachet cu empatia sunt contagioase, adică dacă chiar ceea ce îți dorești e bine pentru tine și cei din jurul tău știu asta și nu numai că te cred că ai vândut o idee, te cred pe bune pentru tine. Se întâmplă. Se întâmplă cumva. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? De chiar n-am un răspuns de o persoană la succes. Ok. Nu e cineva, nu mă... Nu.
Cred că, uite, da, dacă să mă gândesc, tata a reușit să-și trăiască viața de când era tânăr până când a murit exact așa cum a vrut-o, fără să deranjeze pe ceilalți, știi? Adică nici la locul de muncă, nici acasă, adică și-a trăit viața în, după regulile lui și făcând ceea ce a plăcut, ceea ce era să meargă pe munte așa, și să fie alpinist și pentru asta tot respectul meu. Ăla este un succes din punctul meu de vedere, să reușești să ții echilibrul ăla, dar cu regulile tale până la capăt, cumva. Ultima întrebare, Ana. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebi? Mă, tu ești bine? Pentru că cred că cumva și ca parcurs și de când eram mică, relație mai degrabă inversă, de eu ajut, eu ascult, eu și mă, uneori mai ești tu nevoie să te întrebi cineva dacă ești ok sau dacă ai nevoie de ceva, știi? Bine, eu îți mulțumesc, e gata. Super, mulțumesc și frumos!